Astăzi, alături de mine la această conferință de presă, participă cei doi vicepreședinți ai Consiliului Țean Dâmbovița, doamna Mista Luciana, domnul Gigi Antonel, secretarul general al județului, domnul Dan Mopa și, bineînțeles, cei doi directori ai instituțiilor coorganizatoare de Consiliul Țean Dâmbovița pentru zilele județului Dâmbovița, maestrul Florin Dumnezeu și domnul director Ovidiu Hârstina. Pentru al treilea an consecutiv, Consiliul Județean Dâmbovița organizează zilele județului Dâmbovița. Datorită evenimentelor anterioare care au dedicat ștacheta și anul acesta, în anul 2024, Consiliul Județean Dâmbovița organizează tradiționalul eveniment privind zilele județului Dâmbovița. O serie de evenimente culturale, muzicale și sportive planificate, zilele județului Dâmbovița promit să fie o sărbătoare a comunității locale și a tuturor dâmbovițenilor. Prin organizarea zilei județului Dâmbovița, promovăm județul Dâmbovița, atragem atenția asupra resurselor și potențialului nostru, dar mai presus de toate, întărim legăturile comunității. Aducem în prim plan cultura dâmbovițeană și le mulțumim tuturor celor care și-au pus amprenta asupra evoluției acestui județ, oferind în același timp dâmbovițenilor ocazia de a se mândri cu moștenirea lor culturală și cu oamenii care reprezintă cu succes județul nostru. Totodată, sunt mii de dâmbovițeni care merg în alte județe la astfel de evenimente. De ce să nu aibă loc și acasă, aici la noi, județul Dâmbovița, zilele județului Dâmbovița? Așadar, zilele județului nostru se vor desfășura în perioada 31 mai-13 iunie. În această perioadă, toți vizitatorii vor avea acces gratuit la Curtea Domnească din Târgoviște. Zilele județului Dâmbovița vor începe pe data de 31 mai, așa cum am spus, un maraton al copiștilor la Biblioteca Județeană Ion Deliade Rădulescu. Pe 1 iunie deschidem campionatul de basket, o nouă ediție a campionatului de basket din Dâmbovița. Pe 2 iunie este dedicată, ziua de 2 iunie este dedicată sportului cu finale campionatul de basket, fotbal și tenis. Dar în același timp, tot pe data de 2 iunie avem și o paradă medievală și o piesă de teatru pentru copii. În perioada 31 mai-2 iunie, vizitatorii se pot bucura zilei de atribuire diversificate, gastronomie medievală, jocuri și concursuri medievale, interacțiuni cu publicul și concerte de muzică. Pe data de 3 iunie vom avea gala de excelență a județului Dâmbovița, pe care am avut-o în fiecare an, unde vom acorda premii de excelență celor care și-au dus aportul la dezvoltarea județului Dâmbovița. Pe data de 4 iunie, ziua județului Dâmbovița, vom avea ședința festivă a Consiliului Țean Dâmbovița, unde vom acorda al treilea titlu de cetățean de onoare al județului Dâmbovița, ședința festivă care va avea loc la Palatul Bucovenesc de la Cotroci. Iar în această perioadă, Curtea Domnească va fi deschisă pentru activități zilnice până pe data de 13 iunie. Ținând cont, vreau să spun cifre, ținând cont de data de 9 iunie, care vor fi alegerile locale, am decis împreună cu colegii mei toate spectacolele să aibă loc în săptămâna 10-13 iunie. Deci primul spectacol va avea loc tot în Curtea Domnească pe 11 iunie, al doilea spectacol pe 12 iunie, al treilea spectacol pe 13 iunie. Am decis să organizăm aceste spectacole după data de 9 iunie și chiar fac un apel către toți dâmbovițenii să nu gândească în copie electorală zilele județului Dâmbovița, pentru că noi, cei care organizăm Consiliul Țean Dâmbovița și împreună cu instituțiile subordonate, cei care organizăm zilele județului Dâmbovița, am decis să organizăm toate spectacolele după data de 9 iunie.